Sezonul de vară-toamnă al emisiunii Big Boletus ne-a întrecut orice așteptări. După o lună a lui cuptor care și-a confirmat statutul de perioadă secetoasă și fierbinte, a venit toamna cu ploi abundente, dar și cu temperaturi suficient de ridicate pentru a avea parte de ciuperci multe și felurite. Am cules ciuperci până la începutul lui decembrie. Odată cu venirea iernii calendaristice, vremea ciupercilor a cam trecut. Se mai găsesc doar trufe și vă spunem că Ița își continuă prospecțiunile cu rezultate care ne încântă. Dar temperatura la sol e prea scăzută pentru a mai permite apariția ciupercilor de suprafață, așa că e timpul să ia și echipa Big Boletus o bine meritată vacanță. Vă mai spunem că avem în pregătire două ediții speciale, de Crăciun și de Anul Nou, cu muzică bună și bucate alese. Dar până la sărbători mai este, așa că e timpul să vă invităm la o recapitulare. Pentru început, poposim în comuna Șanț. După cum se poate ghici din costumația invitatei noastre, era cald și bine. Trecute sunt acele vremi. Acesta este episodul în care am prezentat câteva din cele mai neobișnuite ciuperci. Am găsit și gălbiori, dar acestea sunt suficient de cunoscuți, așa că vorbim mai bine despre niște ciuperci foarte ciudate. Phallus impudicus se numesc. Aici, bravo, caută! Ai putitul? Da, da. Lăsă-mi le calci. Ce ai găsit? Mai. Nu le-aș spune pe nume, că e rușinos. De ce? Le spunem denumirea populară, dacă... A, în latină mai bine. Încă n-am găsit de asta, așa? Nu, și dacă ceea ce cred eu, e că e Phallus impudicus, ou. Da. După textura așa e. Stai să vedem dacă nu găsim una cu rădăcină. Fii atent câte vezi. Câte și fragi. Și fragi. Excelent. Uite așa acolo, mă. Nu, țuș, dăm una, să vedem. Dăm una, zuf. Uite, asta e cu rădăcină. Bun. Ați mai văzut așa ceva? Asta se numesc ouă de Phallus impudicus. Aș trage mai jos un pic, să vă explic și vouă. Eu sunt ancora aici. Așa. Așa, la prima vedere, când vedeți cum arată mai zbârcită, mai ciudată, facem versuri. Zona de unde iese, îmi repar că ar fi într-o primă fază un ou de amanită. Dar după cât e de moale, are un subcuticulă, asta e cuticula, are un strat gelatinos. Și în interior, în secțiune, să vedem, sunt lamele verzui, așa trebuie să fie. Și iacătă. Se și vede cuticula, stratul gelatinos, care îmbracă practic acest ou, care formează capul sau pălăria falusului sau a ciupercii care putea cadavrul la maturitate. Are un picior găunos la maturitate și pute rău de tot și moale ca un burete. De fapt este acesta care se dezvoltă. Puteți să-și vede gaura din el, e găunos. Partea cea mai gustoasă e zona asta verde. Nu știu ce spun în denumirea populară, dar cred că vă dați voi seama că acum trebuie să o traduc. Așa că vă îmbiu la masă după ce luăm gustarea și după ce mai ascultăm o voce, două voci adevărate, minunate în acest loc mirific din natură, pe Valea Mărilor Mici. Mari, cred că avem o filmare de arhivă în pădurea Baciu cu Phallus impudicus la maturitate. Aha, cu putorile. Cu putorile. Păi ca că nu se simt putorile. Ai impresia că scadavre când intri în pădure. Asta a găsit un spânzurat, a fost ghinion. Dar asta a fost pe vremuri. Eu zic să dăm acum filmarea. Hai să dăm că merită. Să vedeți cum arată un Phallus adevărat la maturitate. Păi ca că nu-l simțiți. Nu vorbi prostii. Imaginile pe care le vedeți au fost filmate în pădurea Baciu, de lângă Cluj. E un loc cunoscut pentru fenomenele paranormale care au fost semnalate aici, de la OZN-uri la dispariții miraculoase. Dar nu pentru ciudățenii din alte lumi ne aflăm noi aici, ci pentru varietatea neobișnuită de ciuperci. Cele mai ușor de găsit sunt exemplarele mature de Phallus impudicus. Asta trebuie să fie un pic mai parfumate, după cum spune Vali. Goală pe dinăuntru. Ce sună? Nu se simte mirosul prin ecranele televizoarelor, dar reacția domnișoarelor este suficient de sugestivă. Eu, da.
După ce am găsit Phallus impudicus, ne-am pornit mai departe pentru a ne întâlni cu actorii Teatrului Nescris din Comuna Șanț. Cu Big Boletus echipat pe măsură, am participat la o nuntă ca în povești. Dumnealor sunt Miri. Și ea și la Evantai. Știi, când nu bate vântul de pe mare căldura sa am aer. Ești gata, merem? Merem. Băi, Leanu! Eu? Băi, știam ce cu hrebii așa era pe la ușcă, mântă țobe, nu, și jefci în gură. Noi bine? Ghinești că e mai bine. E bine? Nu mai merem, om, ci? Mai. Hău! Mă, s-a bine! Mie și-am găsit. Ce, mă? Și ce s-a ăștia? Ai mai văzut de când ești așa ceva? Nu. Ești azi bureți. Dar știi cum îi cheamă? Cum? Phallus impudicus. Păi ce vede limba voastră crești tu, mă, femeie? Mă, așa îi cheamă. Pe ăștia. Și de-aia ăștia vreau să ne facă domnul bucătar mâncare la nuntă. Că o să dacă mănânci tu burezi de-aia ăștia, mamă ce bărbat e direști. Vrei? Vreau. No, vreau se scrâne tăți ucși, dacă ai mai merez, mai cătăm. Dar pe mă, femeie bună, totuși, cum ai zis tu că le zice la ăștia? Phallus impudicus, ai înțeles? Phallus impudicus. Phallus impudicus. Bun. Phallus impudicus. În același episod am avut parte de trufe porcești, găsite împreună cu Ița. Să vedem cum au reacționat sătenii din Șanț la vederea prețioaselor trufe. Câteptă nu mânca trufa, bămăliga ta de câine. Dați-i la mireasă, că ea e îmblată prin lume. Nu poți să strângi la no, de astea o mânca. Așa miros ca petroxilul, ca motorina, ca și cum a spălat pe jos. Aia astea zbeșâna calului. Nu. Sunt trufe. Astea sunt trufe, trufele porcești. Nu, e de așa de care eu știu, eu spune. De-aia scumpă. No, asta o să fac un sos separat, un sos de groștior cu trufe. Și o să vedeți ce bun e și apoi pune pe mâncare și pune fiecare la sfârșit, că e foarte gustos. Și mai avem și alte combinații. Dar pe cele acolo de care-s? Astea ciupești de pe câmp. No, cele sunt mai bune, nu? Astea sunt bune că le mâncă oile. Și apoi le-am prins în iaintea lor, că a fost primul dimineața de pășune. Da, noi dacă mâncăm în behălui, nu știu, poate de-o-n mulge. De băhălui, nu băhălui, doamne, pe. Poate le-o prinde de pțișoare. Nu doar că nu s-a behăluit, dar s-a și cântat nemaipomenit de frumos în acea emisiune. Pentru că sătenii actori din Șanț au pus în scenă o nuntă, invitata noastră a cântat o melodie care să se potrivească. Mamă! Străinii-s oamenii răi și nu poți trăi cu ei, dar și nu poți trăi cu și mă-ntreabă de la poartă cum-i fată măritată. O săptămână mai târziu ne-am pornit spre poalele munților Vlădeasa împreună cu Ionuț Fulea și colegii săi. Am avut parte de o petrecere pe cinste și ne-am făcut prieteni buni. Dar înainte de a ne pune la taifas, am făcut și o plimbare prin pădure și nu am regretat. Am dat peste două specii deosebite ce cresc pe copaci, urechea iudei și pleurotus. Deci găsim și pe jos. Putem să găsim. Fii atent. 100 de euro.
Păi 200 de euro nu mă plec. Dar pentru că văd că-s ciuperci, mă plec. Da, 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 da. Este sunt pe fratele mele ciupercuță. Pune una pe de așa, wow, ca și catifeaua, wow, și ca un cartilagiu. Deci ești preferat de ăsta, crezi tot timpul anului când plouă și dacă ți-ai ciupești, parazite. De da, pe lemnuțul căzut pe jos. Le și spun, se numesc Hirneola auricula iude sau ureche iudei, pentru care are formă de ureche. Și apoi că ureche iudei sau nu. Din alea mai blege, așa un pic. Așa mai degă, da, mai în fine, acum să nu intrăm în, în poliță, nu ne trezim după aia cu surprize. Dar este o ciupercă care nu are valoare alimentară. Este foarte interesantă în salată. E ca și cum ați mânca niște spaghete al dente, deci așa mai... Da, mai... gust, are gust. Da, te și rog, numai că ia una pe care n-am pus mâna pe asta, sper că nu mi-a fost. Îi rupe un pic de urechiuță. Și îmi spui tu, mai întâi miros eu. Eu să știi că nu mănânc niciodată. Nu mănânc niciodată dacă nu beau un par de țuică înainte. M-am gândit să spun amândoi conducem. Deocamdată conducem și noi ce avem pe lângă casă. Da, mi-am oprit. Simți? Că ca și eu... Știi? Mă duce cu gândul la șoric, nu știu de ce. Ceva de genul. Păi, ui, ureche, șoric. Dar și gustul. Codă. Și gustul. Păi, mă, le zice tot la mâncarea aia la tălestă nouă capul. Poate fi ciupercă când are gust de porc. Am găsit ciuperci cu gust de porc. Și avem norocul să dăm și peste o specie cu aspect de păstră. Că mă uit în jos sau mă uit în sus după ciuperci? Depinde ce vrei să vezi. Într-adevăr, de multe ori, dacă te uiți la nivelul ăsta, poți să găsești ciupercile parazite, cum e fistulina hepatică, da, cum e gheaba tomnatică, poate să fie la un nivel mai sub, etaj mai sub. Te-am tot auzit spunând ciuperci parazite. Da, ciupercile care distrug copacii, deci care sunt ciuperci simbiotice, care trăiesc împreună cu copacul, deci cu arealul care se dezvoltă, deci nu care sunt de pe humus de jos. Am bine, acum că făcând, ca idee, ele practic se stabilesc pe copac, cum e iasca, sau fomes fomicinalis. Iasca cunoscută, aia care o vedem pe copacii bătrâni, mai ales care îi suge de sevă și practic ea se dezvoltă până la autoritate și se uscă și ea într-un final. Deci ciupercile sunt ciuperci saprofite, deci care trăiesc numai din humusul care oferă natura și mai sunt ciupercile simbiotice care practic trăiesc împreună cu arborele sau cu rădăcina arborului, respectiv aș spune chiar trufele, cunoscutele trufe care le dau anumite substanțe nutritive. Deci astea, trufele se fac undeva la baza în pământ. În pământ, în rădăcina. Au niște, hai să le spun, niște tubulaturi care intră direct în rădăcina copacului. Poate, nu știu dacă e cea mai bună comparație a lipitorii, că și lipitoarea e o chestie care suge sângele, practic așa o tubulatură lungă, și practic îi dă anumite substanțe de nutriție. Se crede cumva că și Traian e tot un fel de, că și el trece de păsfinarea noastră. De păsfinarea? Da, e tot, mă, din păcate, nu am cunoscut prea bine, noi am văzut tubulatura cu care... Tubulatura o avem. Ok, hai să vedem. Încotro, ce mai... Iată și păstrăvii de care amindeam mai devreme. Ia să vedem despre ce este vorba. Ui, fii atent, ce fain, un germinat. No, asta înseamnă parazită, povestea. Am înțeles. Băi, am găsit, da, să cântăm un mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, ciuperca să trăiască, ciuperca să trăiască. Da, ce fain este. Și așa cum le vedem, sunt din familia pleurotusului. Și este un pleurotus ostreatus tomnatic. Deci nu ăla care crește până iarna târziu. Se vede că e proaspăt, că nu a apucat să se pigmenteze cuticula pălăriei sau suprafața pălăriei. Hai să cobor o țură, să facem o... Luăm una mai tinerică, zic eu. Poate chiar de aici. Uite-te. Mă țără să strâng cuțitul. Da? Vedeți cum sunt cartilaginoase, tinere. Hai să prezintăm ca idee ciupercuța. Ea crește în straturi etajate, una peste alta. Cuticula pălării nu se desprinde, este stabilă. Sunt un pic cartilaginoase. Se vede ca și pe din magazin, numai că este o valoare alimentare mult mai puternice. Da, 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 da. Foarte multă concentrație în vitamina D. Știi ce am observat? Că am mâncat din astea. Coada e un pic mai tare, mai tare, da, exact, mai frumoasă. Da, pentru că practic asta hrănește, absorbe din fagul ăsta substanțe nutriente și se dezvoltă mai ales după ploaie. Se și vede etajul, deci practic una sub alta.
E frig. Au lamelele spațiate, seamănă foarte bine lamelele cu cele de la usturoaie, să zicem așa, ciupezi usturoaie că sunt cunoscute alea, așa. Piciorul este excentric normal și face mai multe pălăriuțe pe un Astea se pot mânca și crude? Da, și crude în salată. De obicei facem cu un pic de oțet sau cu lămâie, ulei, poate și un pic de ceapă, dar și numai așa, merge foarte și bine. Și nu faci cu capul, nu? Nu. De astea nu facem cu capul. Așa că o să le strângem, senzațional de faine. Și văd că și pe de sub, sub buturugă, plin de ele, deci vreau să vă spun că sunt dezvoltat. Și astea se ieșită de ieri, cred că. Se vede pe ele. Repede. Da, foarte repede. Auzi, cu arcușul poți să vii să le tai. Le tai așa cu arcușul sau cu drujba. Păstrăvul de fag este una din cele mai populare ciuperci de pe la noi, dar în varianta de cultură. În magazine se comercializează cu denumirea Pleurotus. Nu este însă chiar același lucru. Diferența între asta, așa, care o iei direct de la producător, adică așa, de la natură, și cele din magazin. Păi, în mod normal, este o diferență din cauza substanțelor pe care le oferă lemnul. Da. Pentru că degeaba facem în căscătorie, să zicem, mă tot ridic și tot am coronițe, am humusul clasic cu găinaț sau în fine cu bălegar neutru de cal sau care se pregătește pentru compost. Sunt și alte substanțe care intervin pentru a scăpa de alte ciuperci micromicetele care pot să devină parazite, să nu-mi lase mie creșterea. Uh-huh. Și atunci deja există tratamentele care intervin de defungicizare și în momentul ăla pot să piardă din substanțele, din calitățile pe care noi le avem de la natură. Adică și asta practic există ciuperci medicinale pe Rotusul. Mm-hmm. Tot așa pentru revigorarea organismului, pentru sunt multe, multe elemente pe care le conțin, mai ales dacă sunt din natură, dacă sunt de la de acasă, cum s-ar zice. Să mă duc în cătărie, șai, lai, lai. Strânge-mă, mândră pe brață, doamne, sărută cu dulceață. Strânge-mă, mândră pe brață, doamne, sărută cu dulceață. Îi vin ei și-mi petrece, șalai-lai-la. Că pe mâine-n ceasul 10, șalai-lai-la. Îi vin ei și-mi petrece, șalai-lai-la. Sigur că da, mulțumim, dragilor!